Bună tuturor, Cătălina sunt consilier pe relații de cuplu, iar în clipul de astăzi vom discuta despre persoanele care, deși își doresc foarte mult o relație de cuplu și își iubesc partenerul sau partenera de cuplu, ajung să își îndepărteze partenerii în momentul în care aceștia vin către ei. Adică nici nu-l lași, nici nu-l iei. Înainte de a începe, dacă ai nevoie de ședințe de consiliere, găsești linkul cu adresa de e-mail în descriere. Dacă îți place conținutul de astăzi, nu uita să dai un like în partea de jos a ecranului, a clipului, de fapt. Bun. Sunt persoane care, deși sunt într-o relație, nu reușesc să păstreze relația de cuplu. De ce? Pentru că, de cele mai multe ori, după ce faci consiliere cu persoanele de genul acesta, îți dai seama că au un stil de atașament dezorganizat, da? Atașamentul dezorganizat este o combinație între atașamentul anxios și atașamentul evitant. Am clipuri cu stilurile de atașament mai sus sau mai jos pe canal de YouTube, da? Căutați acolo să vedeți ce sunt stilurile de atașament și în care din ele vă regăsiți ca să vă dați mai ușor seama despre ce este vorba. Atașamentul evitant este un stil de atașament prin care se manifestă în următorul fel. Când partenerul de cuplu vine către tine, sau, nu știu, apare un conflict, tu ajungi să te simți sufocat și simți nevoia de spațiu, de pauză, de lasă-mă să mă calmez, dăm spațiu pentru mine, nu vreau să mă sufoc și așa mai departe, da? Atașamentul anxios este genul acela sau se manifestă în următorul fel. Când partenerul de cuplu se îndepărtează de tine sau când nu te simți în siguranță, începi să devii hipervigilent. Da, devii foarte sensibil, începi să cauți, să tragi, să cerșești, să controlezi, ai senzația că ești posesiv și așa mai departe, pentru că ți-e frică să nu pierzi relația de cuplu. Bun. Atașamentul dezorganizat este o combinație între atașamentul anxios și atașamentul evitant, în sensul în care când partenerul de cuplu se îndepărtează, vrei să-l aduci înapoi, da, și cerșești și tânjești și ai face orice ca să fii cu persoana respectivă, când ai adus înapoi persoana respectivă și ajungeți să fiți împreună și v-ați împăcat, deja încep să-l îndepărtezi, da? Deja te închizi în tine, deja e prea mult, dacă relația evoluează un pic prea repede, te sperie și așa mai departe. De ce se întâmplă asta? Pentru că toate au legătură cu felul în care ne-au crescut părinții. Atașamentul dezorganizat se creează în momentul în care ai niște părinți cu care tu nu te simți de nicio culoare în siguranță. În momentul în care un copil vede în părinte atât persoana care îl iubește și care îl protejează și care îi face bine, cât și persoana care îi face rău și îl rănește și îl face să sufere, în momentul în care crește, nu o să mai aibă încredere în oameni și o să aibă senzația că în momentul în care se apropie de cineva, persoana aceea pe care o iubește atât de mult și care poate la rândul ei îl iubește, este și persoana care o să-i facă rău, care o să-l facă să sufere. Drept urmare, mesajul care ajunge la genul acesta de persoană este că nu te simți în siguranță, nu ești în siguranță în momentul în care iubești pe cineva, în momentul în care cineva se apropie de tine. Și oricât tânjești tu după iubire, când iubirea vine la tine, îi faci vânt, da? Nu vrei relația respectivă. Autosabotezi relația de cuplu. De ce? Pentru că ți-e frică că o să fii rănit. Ce fel de părinți ai avut? Dacă ai ajuns în genul acesta de relație, v-am zis, părinți care te-au și iubit sau care ți-au făcut și bine, dar care ți-au făcut și rău în același timp. Părinți abuzivi, părinți absenți emoțional, părinți care n-au fost acolo să-ți satisfacă nevoile de cuplu. Da, pentru iubire ai simțit nevoia că trebuie să cerșești, că trebuie să implori, că trebuie să te dai peste cap, să le intri în grații. Pe lângă asta, nu ai avut încredere că, deși te iubesc, da, deși sunt acolo cu tine, o să fie constanță în a-ți arăta iubirea asta, pentru că nu ți-au dat iubire în mod necondiționat și tot timpul iubirea era în doze. Și genul ăsta de comportament se întâlnește foarte des la persoanele narcisice sau la persoanele cu tulburare de personalitate sau la persoanele bipolare, da? Dacă ai avut genul ăsta de părinți, acum erau aici cu tine, acum te iubeau, după care dacă făceai ceva ce îi deranja, dădeau cu tine de pereți la propriu, adică poate fi și violență fizică, adică cu bătaie, cu pedepse grave, adică genul ăsta de părinți cu tulburări grave, da, ieșite în decor, da, de personalitate. Drept urmare, ai învățat că nu poți să ai încredere în oameni, ai învățat că iubirea doare, în sensul în care dacă ajungi să iubești pe cineva, o să fie sursa ta de suferință, persoana respectivă, adică ai toate șansele să-ți facă rău. Simți toate astea pentru că ai fost dezamăgit în copilărie, în repetate rânduri, da? Pentru că ai fost dezamăgit, pentru că nu s-au ținut de promisiuni, pentru că ți-au încălcat limitele, pentru că nu te-au respectat și așa mai departe.
stima ta de sine este undeva sub nivelul mării. Pentru că mesajul care a ajuns la tine este că nu meriți să fii iubit. Că nu meriți să fii iubit pentru ceea ce ești tu ca persoană. Că ești defect. Cam ăsta e mesajul care ajunge la tine în momentul în care cineva se comportă atât de rău cu tine. Și mi-amintesc la un moment dat că și eu am avut o conștientizare de acest gen, da? Atât de mult am încercat să fiu cu cineva, că în momentul în care persoana respectivă a venit, stăteam așa și mă gândeam, păi, dar de ce vrea să fie cu mine? Adică, atât de fucked up te fac oamenii ăștia. Da, știu, sunt părinții noștri, mă rog, asta nu înseamnă că n-am făcut greșeli. Da, și stăteam și mă gândeam, păi, de ce o vrea să fie cu mine? Adică, încep să te îndoiești efectiv de propria persoană, de ce ești tu, de ce poți oferi, de ce meriți, și pur și simplu consider că tu nu meriți nimic, adică de asta și tragi așa, pentru că consider că nu meriți. Dacă tu ai considerat că meriți în mod natural iubire, atenție, interesul cuiva, nu ți-ai mai bate capul să demonstrezi atât de mult, hei, să faci, să dai semnale cu fum, uite-mă și pe mine, sunt aici, meriți să fiu iubit, uite-te și la mine, mă vezi? Pur și simplu, dacă nu-i ce trebuie persoana în cauză și interesul lui sau interesul ei nu vine în mod natural către tine, le dai în spate și zice, următorul, nu stau să-mi bat capul să te conving pe tine de valoarea mea. Dacă mă vezi bine, dacă nu sunt ce trebuie pentru tine, ne auzim, știi? Dar când ai genul ăsta de comportament, da, de stil de atașament, nu gândești așa deloc, da? Pur și simplu nu știi de ce cineva și-ar dori să fie cu tine. Bun. Ce poți face astfel încât să nu mai îndepărtezi oamenii pe care îi iubești în momentul în care aceștia își doresc să fie într-o relație cu tine și sunt acolo? Pentru că ajungi și tu să îi rănești la rândul tău. Adică îi duci în punctul în care ei să nu-și mai dorească să fie în relația asta, dar tu îi împingi acolo prin comportamentul pe care îl ai. Tocmai pentru că ai senzația că oricum or să plece, drept urmare, hai să sabotăm noi relația asta ca să plece sigur, da? Să nu mai ia prin surprindere situația. În primul rând, trebuie să lucrezi cu copilul interior. Asta se face în terapie. Prin faptul că pur și simplu stabilești, recreezi relația pe care o ai cu partea aceea din tine care este încărănită. În momentul în care ești adult, deși intri în relații de cuplu, de cele mai multe ori funcționezi sau funcționăm, ca să nu mai vorbim așa la persoana a treia, dar funcționăm din rănile pe care le avem, din copilul acela pe care îl avem în noi și care a rămas blocat la vârsta de 3 ani, 5 ani, 6 ani, când nu a primit iubire, când a fost înjosit, când a fost umilit, când nu a fost respectat, când cei care trebuiau să aibă grijă de el, dimpotrivă, l-au făcut să sufere. Da? Și când ajungi într-o relație de cuplu, când îți dai seama că te deschizi în fața persoanei cu care ești, persoana respectivă, fără să vrea, o să înceapă să te trigăruiască și o să-ți apese pe rând pe care tu le ai, dar care nu au neapărat legătură cu persoana în cauză, ci mai degrabă ea se comportă natural, dar tu deja ai rana aia acolo și e de datoria ta, de responsabilitatea ta să o vindeci. Așadar, trebuie să recreezi relația pe care o ai cu partea aceea nevindecată din tine. Este primul lucru pe care îl faci și, după cum v-am zis, să faci în terapie. În al doilea rând, fă opusul la ceea ce simți să faci. E cel mai simplu sfat pe care pot să vi-l dau. Când simți să te îndepărtezi, da? Când îți dai seama că te-a supărat ceva, că te-a deranjat ceva, că te-a trigăruit ceva, nu fugi, dar nu te închide în tine, nu începe să arunci cu cuvinte, cu lucruri care dor doar pentru a îndepărta persoana respectivă, ci dă-ți voie să fii vulnerabil, dă-ți voie să exprimi felul în care tu te simți. M-a deranjat asta, mi-ar plăcea dacă, te rog, nu mai fă chestia asta pentru că pe mine mă doare, uite, asta simt în momentul în care tu te comporți așa, da? Nu te închide în tine, nu îl închide pe omul respectiv afară, nu te îndepărta, ci pur și simplu fă opusul a ceea ce simți să faci. Stai acolo, comunică, explică, încearcă să te deschizi și să-i explici persoanei cu care ești în relație ce se întâmplă cu tine. Asta dacă ai cu cine. În al doilea rând, da, din nou fă opusul a ceea ce simți. Când te duci în extrema cealaltă și simți să cerșești iubire, simți să implori să rămână cu tine persoana în cauză, când simți să faci orice doar ca să nu pierzi persoana în cauză, fă opusul. Da? Începe să te concentrezi pe tine. Acordă-ți atenție. Nu alerga ca nebun sau ca nebună după omul respectiv, pentru că nu o să vină. Întoarce-te înapoi cu toată atenția asupra ta. Scoate-te la o înghețată, du-te la sală, uite-te la un film, ești cu prietenii, vorbește despre felul în care te simți. Doar nu alerga și nu cerci iubire, ci începe să te ocupi de ce ai tu nevoie. Oferă-ți ție ce nu primești de la persoana respectivă. Oferă-ți ție iubirea și atenția și îngrijirea de care ai nevoie și pe care nu o primești. Și în al treilea rând, dacă nu reușești să te descurci singur, dacă îți dai seama că te depășește situația, nu ezita să ceri ajutor, pentru că de cele mai multe ori
oamenii din jurul nostru reușesc să-și dea mai ușor seama de ce ni se întâmplă doar pentru că ei văd poza de ansamblu și noi suntem prinși acolo în tablou și nu reușim să vedem ce se întâmplă. Adică dă-ți voie să ceri ajutor. Dacă nu ai un prieten sau o prietenă cu care să poți vorbi, cere ajutor de specialitate. Dar nu sta așa și nu trăi cu senzația asta că tu nu meriți să fii iubit și că iubirea e ceva ce se vede doar în filme la care tu nu poți și că tu nu poți să ajungi acolo. Da, cam asta ar fi pentru astăzi. Sper din suflet să vă fie de folos, iar până data viitoare, dacă aveți nevoie de ședințe de consiliere, găsiți linkul cu adresa de e-mail în descriere. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem curând!